Frate Horațiu, vreau să te întreb un lucru. Cum ai primit din partea lui Dumnezeu chemarea asta spre consiliere? Pentru că, spun încă o dată, cel puțin în mediul evanghelic românesc, e o chestie de domeniul pioneratului, din păcate, da? E privită cumva cu scepticism și eventual poate să faci diferența între să ne spui care e diferența dintre abordarea psihologică și consilierea creștină. Nu cred că avem timp. Nu cred că avem timp asta. În primul rând și pentru mine a fost un har să fiu cu voi zilele acestea și îmi place foarte mult ca să cunosc familii noi, oameni care îl caută cu adevărat pe Domnul și vor să-și îmbunătățească viața de familie. Pentru că nu există anumiți ani pe care îi ai sau vârstă în care să spui nu mai am ce învăța, gata, sunt învățat. Nu. Și eu cu scumpa mea soție mai avem de învățat și continuăm să învățăm. Au venit și nepoți, începem să învățăm ce înseamnă să fii bunic acum. Dar ca să fac scurt, e foarte mult de spus și vreau ca să le împart foarte bine. Eram în clasa a 8-a, de fapt, când am avut din partea Domnului chemarea de a lucra cu oamenii. Atunci a fost în mod specific partea de pastoral. Am avut, și acum mai este un frate păstor, Poplăcean Beniamin, a fost un mentor pentru mine și am avut o relație foarte bună cu dânsul. Și am văzut cât de tulburătoare este slujba asta, fii păstor. Și am zis, Doamne, niciodată nu o să mă duc să fiu păstor eu. Și am fugit. Am fugit ca Iona. Nu am vrut să devin păstor. Mie îmi place natura foarte mult și am vrut să-mi fac inginer horticol. Și acum îmi plac florile, îmi place foarte mult să stau în mijlocul naturii. Și am zis că voi fi pădurat decât păstor. E cel mai bine acolo, e liniște și... Dar am învățat-o asta într-un mod foarte dureros. Pentru că am plătit un preț destul de mare pentru a mă întoarce la ceea ce a vrut Dumnezeu. Am intrat în pastorală, am studiat la București și am început să fiu pastor. Dar la un moment dat ceva s-a întâmplat în viața mea în care vroiam mai mult să mă implic în exterior. Că doar la biserică, așa cum spune fratele Alex, numai în familie intervine și o rutină. Mă duc ca să am de unde să mă întorc de prea multe ori și aveam mine pentru cei din afară. Și Dumnezeu ne-a chemat și am plantat o nouă biserică, Biserica Creștină Casolarului, într-un cartier foarte rău famat din Sebeș. Asta a fost undeva după 10 ani de pastorală, când am decis ca să mergem într-o altă direcție. Și acolo am văzut niște nevoi pe care nu le-am întâlnit în biserica clasică, dacă aș putea să o numesc așa, familii destrămate, copii venind din niște familii atât de disfuncționale și nu eram pregătit, nu știam ce să le zic. Nu știam ce să le zic. Nu știam cum să-i ajut. Mă rugam, îi ascultam și îi iubeam, atât. Știam lucrurile care eram foarte bun să iau în brațe. Deci asta era și venea unde îi luam în brațe pe toți. Dar nu era suficient. Nici pentru ei și nici pentru familiile lor. Și atunci am căutat neapărat, trebuie să fac ceva în direcția aceasta. Așa Dumnezeu a deschis foarte multe uși. Am rămas impresionat de felul în care Dumnezeu a lucrat și a deschis aceste uși. Și așa cum ai spus și mai înainte, cineva s-a oferit să ne plătească școala în Statele Unite și acolo a fost minunat când Dumnezeu a deschis ușile acestea. Și acum, făcând un pic diferență între ce înseamnă partea de o consiliere psihologică și o consiliere de inimă, cum spun eu, am căutat foarte mult partea asta de consiliere. Dar tot ce am căutat și la mulți creștini, care erau oarecum în domeniu,
era amestecat așa, multă psihologie cu un pic de Biblie, la un moment dat foarte multe pastile, trăse ei. Și am zis, parcă nu bate cu ceea ce cunosc eu, adică Biblia mea nu prea îmi spune lucrurile acestea. Și de aceea Dumnezeu a găsit pentru mine un loc în Statele Unite unde este doar consiliere biblică. Adică nu am studiat niciun alt model, nu psihologie, nu pur și simplu numai Sfânta Scriptură. Și am fost uimit să văd cât de bogată și ce manual de consiliere este Sfânta Scriptură și ne este suficient. Ne este suficient. Numai atât să știi unde să te uiți, să știi cum să-l aplici în viața ta și nu doar să începi să repeți niște versete din Biblie, pur și simplu ca niște mantre zilnice ca să le spui și o să-ți fie bine. Nici de cum. Vedem în tot Noul Testament că Domnul Iisus de fiecare dată se adresează inimii. Da? Chiar și în Vechiul Testament vorbim, Fiule, dă-mi inima ta. Da? Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Sunt doar niște versete care ne comunică accentul lui Dumnezeu. Și atunci aici m-am concentrat eu foarte mult și doresc în continuare să rămân aici. Frate Horatiu, puteți să ne împărtășiți un caz care, pe care l-ați avut în consiliere, indiferent de perioadă, mai de mult sau mai de curând, în care ați fost marcat și dumneavoastră sau impresionat de transformarea asta. Știu că sunt multe cazuri, dar poate un caz. Wow! În consiliere vin fel și fel de oameni. În momentul în care ei vin la cabinet, cabinetul acesta l-avem de vreo 10 ani, se numește Inimi Vindecate, chiar și-o se numește Inimi Vindecate. Apropo, ne-a sunat cineva și-a găsut chestia ca mea de cardiologie acolo, așa. Dar le spuneam, este operație pe cor deschis la noi acolo, adică totul e deschis și nimic nu s-ascunde acolo. Atunci când vin oamenii la consiliere, ei completează multe formulare. Când vin la cabinet, cunosc deja destul de mult despre ei, dincolo de faptul că au și un formular de completat și multe teste, încă am dau seama despre ce e vorba, dar nu știu cu ce vin ei. Și s-au întâmplat să vină persoane care aveau duhuri. Pur și simplu aveau acolo niște duhuri care îi deranjau, care îi supărau și nu a fost neapărat o problemă de relaționare între cei doi, și pur și simplu niște uși pe care ei le-au deschis în trecut, celui rău, și așa au început să le afecteze toată relația. Și mi-aduc aminte de un caz când a fost nevoie de rugăciune, și anume, ca să spun în paranteză lucrul acesta, fiecare familie trebuie să-mi trimită cu cel puțin o săptămână înainte toate formularele, pentru că mă rog pentru ei. Și mă rog ca Domnul să-mi deschidă exact ce au, pentru că n-am de unde, cât de multă experiență ai avea, omul este foarte complex și n-ai de unde să-ți dai seama de foarte multe lucruri. Și pentru că ne-am rugat pentru persoana aceasta și chiar și acolo în cabinet au fost rugăciune, în momentul în care a fost așa o eliberare de la Domnul, el s-a ridicat, fratele s-a ridicat, s-a sprijinit așa de zid, soția a rămas așa, oră, ok, ce se întâmplă, ce ai, ce ai? Și a zis, stau că acum văd că scoate Domnul tot. Și a zis, simt așa ca un aspirator, cum iese tot afară acolo. Dar a fost un moment foarte, foarte plăcut și a rămas impresionat. Dar a fost după aceea și o parte negativă cu alte familii care atât de puternici au fost acolo atmosfera și tot ce s-a întâmplat, când am crezut că explodează geamurile acolo și trebuie să deschid geamul. Că atât de mare a fost intensitatea acolo. Așa. Și se întâmplă de multe ori. Crește intensitatea acolo de... Na. Din perspectiva asta de
munca pe care o faceți, într-un fel înspre tine sunt canalizate trăirile oamenilor, eșecurile, durerile, frustrările. E un fel de descărcare și asupra ta. O, da. Te întrebă cum reușești să nu fii afectat tu, având în vedere că zilnic, da, caz după caz, caz după caz, cum reușești să gestionezi lucrurile astea? Când am început cu adevărat să intru în această profesie și să fac consiliere la alt nivel, nu doar să mă întâlnesc o dată pe lună sau de două luni cu alte persoane, am făcut o concesie cu Dumnezeu. Și am zis, Doamne, mă duc în lucrarea asta, cu toate că habar nu am ce mă așteaptă. Nu știu ce înseamnă lucrul ăsta. Dar am zis, vreau două lucruri. Unu, vreau să uit și nu vreau să atingă absolut nimic de mine. Asta a fost. Și m-am angajat. N-am venit, scumpa mea soție, aici, n-am venit niciodată tulburat acasă sau nervos, supărat, de ce a fost acolo în consiliere. Pentru că niciodată nu le duc cu mine. Eu întotdeauna, și unor familii am și comunicat, eu sunt doar un indicator, nu o destinație. Și atunci, ei spun, le dau mai departe. Le spun, le dau mai departe. Și atunci, pe mine nu mă afectează. Nu m-a afectat, nu am avut trăit, nu trebuie să iau pauză, nu mai pot să fac față, pentru că de-abia le duc pe ale mele, apă și pe altora. Și atunci mai bine le dau Domnului Iisus. De fiecare dată ăsta este momentul și acasă când mă rog să roagă scumpa mea pentru mine și ne rugăm împreună cu copiii, pentru că avem nevoie, fără El nu se poate. Ok, începem cu prima întrebare. Cineva întreba, dacă toate lucrurile sunt noi, probabil că vorbea despre nașterea din nou, despre dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, de ce mă lupt, în paranteză, mă întorc din nou la vechile obiceiuri? Bine ar fi fost ca în momentul în care noi ne-am întors la Domnul, să nu mai avem fire. A fost excelent chestiunea asta așa. Dar aici, la foarte mulți oameni, fac confuzie de ce înseamnă suflet și duh. Unii le suprapun și le amestecă acolo. Acum, dacă n-ar mai fi existat firea aceasta, mergeam sus la tăticu și gata. Eram curați, ne-au mântuit, mergem imediat la el. Dar pentru unii nașterea din nou e o destinație. Pentru mine nașterea din nou e doar un început. Pentru că eu așa încep cu adevărat să trăiesc. Și Domnul Iisus a spus, eu am venit cu oile mele să aibă viață și să aibă viață din belșug. Când? Păi după ce m-am întâlnit cu El, atunci eu de fapt încep să trăiesc. Până să-L cunosc, El am avut doar existență. De ce mă mai întorc la greșeli, la uneori, la păcate? Pentru că firea este încă aici cu mine. Mă mai lupt și eu, fiecare ne luptăm. Acum, de ce te mai întorci? E nevoie de consiliere pentru asta. Pentru că de foarte multe ori ne întoarcem într-un loc pe care poate nu am uitat persoanele, un loc pe care poate că nu l-am adus înaintea lui Dumnezeu, nu am măturisit, că de cele mai multe ori ne rugăm așa global și nu punctual, centrat, exact pentru anumite probleme, și de aceea, din când în când, mai refulăm. Neglijăm timpul de părtășie cu Domnul și devenim tot mai slabi. Când ne-a spus armura din Efeseni 6, ăla ai nevoie în permanență, nu astăzi mai relaxat, ies din tranșee, îmi pun numai coiful și nu mai iau, să-mi iau numai sabia cu mine și ies în pantalon scurt afară. Nu se poate așa ceva. Când plecăm din casă, când ieșim, când e dimineața, trebuie să fim pregătiți pentru că noi în permanență suntem într-un război. Cineva ne întreba cum îmi pot deschide ochii spirituali?
Stă lângă Dumnezeu. Apropiindu-ne de evrei, spune despre să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care este Iisus. Așa pot să văd. Așa pot să văd. Și de fiecare dată au fost momente în timpul consilierii, când era familia acolo, că la un moment dat să mai ajunge într-un impas. Și nu mă, ok, de aici, de unde, unde mă duc? Și Doamne, stau și mă întreb Duhul Sfânt, ce se întrebe pe oamenii ăștia? Că undeva e ceva, e o problemă, de eu nu o văd. Și atunci spune, întreabă-i asta. Da. Și de acolo încep să se deschidă fel și fel de drum și idei. Și atunci, eu cred că dependența totală de Duhul Sfânt, de Dumnezeu, cred că asta ne ajută ca să vedem cu ochii spirituali. Întrebare legată de partea emoțională. Dumnezeu vindecă și emoțiile? Da. Da. E un pic mai mult de spus la asta, așa. Dar unii nu consideră că sunt emoții negative. Sunt doar emoții. Dar eu cred că avem emoții negative. Pentru că în momentul, vă spun din Sfânta Scriptură, când Domnul Iisus a vindecat pe o persoană, pe lângă el erau farisei, erau învățători ai legii și așa mai departe. Și Domnul Iisus întreabă, se întoarce către și spune, de ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Da? Atunci ce gânduri erau? De judecată. Pentru că în momentul ăla ei au început ca să pună la cale, spune Scriptura, să-l omoare. Ce emoții au fost acolo? Da. Și atunci, în momentul în care eu am resentimente față de soția mea, față de soțul meu, și îmi vine să-l strâng de gât bătăi, violență domestică, nu sunt, doar am avut niște emoții, atât. Nu. Hristos ălea le va transforma în așa fel, încât atât de mult o voi iubi pe soția mea sau o voi iubi pe soțul meu, încât acum sunt gata eu să mă jertfesc pentru ea, nu să o lovesc pe ea. Și da, Dumnezeu vindecă lucrurile astea și le transformă, le schimbă. Apropo de asta, de reacții, mânia este o chestie intențională sau un accident? Poate fi, mânia de fapt, ca să clarificăm, mânia este un tipar de presiune. Tiparul de presiune vine în urma unei probleme emoționale. Și anume, poți să pui pe seama mânia, este de fapt un rezultat, o consecință a unei probleme emoționale nerezolvate. Dar dacă citim în Efeseni 4, vorbim acolo, cuvântul spune, orice amărăciune să plece de la voi și pe aceea spune și orice mânie. Acum vedem, dacă am amărăciune, automat vine și mânia. Și atunci este un rezultat, este o reacție normală, pentru că eu am o durere. Dacă eu te lovesc peste o rană, tu vei reacționa. Cineva ne întreabă cât de important este arborul genealogic și dacă da, în ce măsură există blestem generațional? Acum, nu cred în blestem generațional, doar într-un efect generațional, da? Care de la Adam până astăzi este un efect generațional. Niciodată nu l-am considerat un blestem. Că a dat Dumnezeu, a blestemat pe ei, nu pe mine. Da? Doar în urma la ce s-a întâmplat acolo în grădina Eden, sunt efectele. Ca și în râu, într-un lac, ai aruncat o piatră, încep valurile. Dar valul pe care eu le simt la 10 metri, nu înseamnă că acolo a căzut piatra. Da? Nu înseamnă că a fost. Este doar o consecință la ceva ce s-a întâmplat. Și acum, de foarte multe ori oamenii se gândesc de ce, din punct de vedere spiritual, mai sunt consecințe de la părinți, buni și mai departe, și zicea, nu ar trebui să fie, dar din punct de vedere fiziologic, biologic, toți ne așteptăm ca, da, am moștenit aritmia asta din cauza bunicilor sau din cauza mamei, am diabet, păi și mama tata a avut diabet și ni se pare normal că astea putem să le moștenim, dar anumite slăbiciuni, probleme spirituale, nu trebuie să le moștenim.
Le moștenim și pe alea, fără discuție. Apostolul Petru vorbește despre voi ați fost răscumpărați dintr-un fel de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Este un fel de șer de viețuire pe care eu l-am moștenit. Și atunci, bun, am bagajul ăsta, de aceea am nevoie de Hristos. De aceea am nevoie de Hristos. Am moștenit de la mama, tata, bunice și așa mai departe în arborele meu genealogic, de aceea am nevoie de Hristos, ca eu pot să-mi formez alt viitor. Să intrăm în zona de relații și nu numai. Acum, probabil că o foarte mare parte din activitatea ta se desfășoară în zona consilierii cuplurilor, dar dacă ar fi să ne povestești câteva impedimente pe care tu le vezi sau le consideri legat de blocajul unora, da, prea avem întrebări în zona asta, mă rog, postesc, de ce nu mă căsătoresc? Ca să mergem spre relații și după ce ajungem și acolo, m-a întrebat cineva de rata succesului. Și am spus, eu nu am o rată succesului. Familia are rata succesului. Pentru că felul în care eu fac consiliere, mă întâlnesc cu persoana respectivă de luni până vine, de luni până joi, în fine, 4-5 zile, sigur stăm împreună. Dar ea de acolo nu pleacă, gata, este 100% nou, vindecat și gata. Ideea mea este ca să-i redirecționez pe o traiectorie sănătoasă, să vadă și să realizeze niște lucruri din inima fiecăruia, dar ei au o temă de acasă foarte stufoasă. Pentru că ei când pleacă de la consiliere, ei trebuie să facă ceva. Unii au făcut și primesc feedback-uri după luni de zile ce bine că au fost la consiliere. Copiii au sunat mulțumind că ne-ați redat familia înapoi, pe mama și pe tată și mai departe. Dar sunt unii la care le merge foarte bine o săptămână, două, trei, după care revin la vechea relație, relaționare și la vechile obiceiuri și mă sună. Și prima întrebare asta este, dragilor, ați făcut ce am povestit că trebuie să faceți? Păi știi, nu mai avem ce să discutăm. Pentru că Domnul Iisus și mie mi-a dat o rețetă, da? Dacă vii la mine, cine este în Hristos, este o făptură nouă. Cine are pe Fiul, îl cunoaște pe Tatăl. Cine are pe Fiul, are viață. Adică este o cauză și un efect acolo. Și atunci, dacă tu nu ai făcut lucrurile astea, eu nu am ce să fac. Eu nu te mai pot ajuta. Acum este, tu trebuie să faci lucruri pe care le-am povestit că trebuie să le faci, da? În ceea ce privește căsătoria și unii au 25-30 de ani care nu vor să căsătorească. Persoanele acestea care încă nu s-au căsătorit, din câte am observat eu, plecăm de la prima ipoteză. Poate că Dumnezeu nu vrea și are pentru tine un alt plan. Ăsta va trebui să-l înțelegi foarte clar de la început, poți să-l înțelegi lucrul acesta. Am vorbit cu tineri care au avut 28, 30, 32 de ani și au spus, frate, eu am înțeles că nu trebuie să mă căsătoresc. Punct. Are pentru mine Domnul altă lucrare și deja mi-am și identificat, mă duc în direcția aceea. Foarte bine. Pentru că ia o presiune fantastică de pe om chestiunea asta așa. Dar sunt unii care încearcă să postească, să-l găsească pe celălalt. Dar foarte puțini, Doamne, eu sunt gata să mă căsătoresc. Oare eu sunt o persoană potrivită pentru celălalt? Noi întotdeauna cerem Domnului ca să-l aducă pe el sau pe ea și cerem, Doamne, ea sau el trebuie să fie, vreau asta și foarte puțin mă gândesc la mine, Doamne, eu mai am lucruri de schimbat în viața mea. Te rog frumos, arată-mi ce trebuie să schimb la mine și adu-mi o soție sau un soț bun pentru mine. Nu ce-mi trebuie și ce am eu nevoie.
Când le-am spus unor persoane că eu m-am căsătorit cu soția pe care am eu avut nevoie, nu de cea de care îmi trebuie, am zis, de-asta ok, este așa puțin, ceva e problema aici, așa, știi? Nu este problemă, pentru că Domnul știu ce lucrare urmează să avem. Și atunci, eu cred că nu orice altă soție ar fi putut să mă susțină în direcția aceasta. Și atunci Dumnezeu mi-a dat exact ce am avut eu nevoie, personală, cât și ceea ce înseamnă lucrarea pe care trebuie să o facem. Atunci persoanele care nu s-au căsătorit, da, să roagă și postesc, dar ar trebui să-și facă pentru el o introspecție foarte, foarte profundă. Doamne, sunt gata să mă căsătoresc și persoana cealaltă te vede pe tine în viața mea? Aici cred că ar trebui să accentueze mai mult. Cineva ne-a trimis un bilet și ne spunea faptul că a avut mai multe relații eșuate care începeau cu mult entuziasm, ea i-a ales ceva în genul și dintr-o dată spunea că în dreptul lui, la câteva săptămâni, la o lună, două maxim, apărea frica de eșec, dintr-o dată. Și se despărțea, deci mai multe tentative eșuate. O frică foarte puternică de eșec. Ce... Din câte îmi dau seama, cred că este un bărbat sau un băiat care a scris chestiunea asta așa. Acolo a fost o problemă din familie, de acasă. Și din păcate am auzit mulți băieți, adică pe la 28-30 de ani, să mă însor, să fiu ca tata, nu vreau așa ceva. Și dacă ei nu au putut să treacă peste acest eveniment, le este foarte greu ca să-și asume o răspundere, o responsabilitate de familie. E frumos, e plăcut, așa, dar după aceea parcă se trezește așa dintr-un somn, stai așa puțin, că eu ce fac? O să devin ca tata. Atunci problema acolo majoră este că nu l-a iertat pe tata. E clar că acolo au fost niște abuzuri de genul fizic sau pur și simplu psihic asupra lui. Atunci are nevoie să vorbească neapărat cu cineva. Acesta poate fi unul dintre motivele foarte importante din care el în permanență după 2-3 săptămâni, o lună, se oprește din relația respectivă. Și ar trebui să vorbească cu părintele sau să-l ierte? Da. Da. Acolo să uit, ok, de ce fac lucrul ăsta? Pentru că dacă vorbești cu băiatul acesta, el va ști exact de ce face. El știe exact de ce este frică, de ce este teamă, ce se întâmplă, ce imagini îi vin în mintea lui în momentul în care el se va imagina soț și tată peste câțiva ani. O întrebare în zona asta premaritală, să zicem. De unde știu că persoana pe care o plac este pe placul lui Dumnezeu? Eu cred că Dumnezeu ne respectă dorințele. Și eu cred că nu ne dă pe cineva care nu ne place sau nu o agrem absolut deloc. Și atunci eram și la o întâlnire de tineret în care i-am întrebat de ce vă rugați pentru ea sau pentru el la un moment dat? Și bineînțeles că tinerii vreau să fie foarte spirituali, a nu, să vedem dacă e voia Domnului, că ei, și am zis, nu, dacă sunteți sinceri, vă rugați pentru el sau pentru ea, pentru că îl placeți, vă place. Și ăsta este primul impact, da? Îmi place de ea, îmi place cum arată, îmi place de el, îmi place oarecum cum se comportă, la suprafață. Și nu-i nimic greșit în asta, da? Și de aici urmează pasul următor, bun, aș vrea să-l cunosc sau să o cunosc un pic mai bine. Și mă duc în niște cercuri în care este și ea sau el prezent acolo. Și zic, Doamne, mi-ar plăcea să am o relație cu el sau cu ea. Și acolo este momentul în care, Doamne, ești de acord cu relația aceasta. Doamne, ce zici? Mie îmi place de ea, mie îmi place de el. Tu ce zici? Am aprobarea ta, am acordul tău din punctul acesta de vedere. Și va veni foarte ușor. În ce sens? Că dacă încep să vorbești și încurajezi să fie în grupuri cunoașterea aceasta, dacă te simți bine lângă persoana respectivă, în sensul că te simți în siguranță, te simți în largul tău, povestiți de toate, nu doar un singur subiect și amândoi vă concentrați pe un singur subiect,
dacă aveți subiecte în comun, dacă vă plac anumite lucruri la fel, încep să te rogi tot mai mult. Și atunci Dumnezeu, la un moment dat, îți va spune, sigur. Deci nu am întâlnit pe nimeni să spună, am adus că el, am adus, dar nu știu dacă mi-a zis Domnul că el sau nu. Nu am întâlnit așa ceva. Dacă e sincer cu adevărat, Dumnezeu îți va spune. Intrăm în fascinanta și eterna viață de familie. Și aici sunt foarte multe întrebări. Cea mai frumoasă instituție, să știi. Amin. Cea mai frumoasă instituție. Prima problemă din istoria omenirii, cronologic vorbind, n-a fost problema păcatului, ci problema singurătății. Da? Nu este bine ca omul să fie singur. Și așa au apărut și binecuvântările și problemele cu Eva odată. Da. Spunea, cităm un clasic, nu... Bun. Probabil că aici e vorba de cineva cu mulți ani în spate de căsătorie. Cum să am mai multă răbdare cu cei din jur, familie, prieteni, soție, copii, etc. Răbdare. Cum răbdare? Să am? Fratele Marco Nichifor, când cineva s-a dus la el ca să răfate vreo mai multă răbdare, și hai să ne rugăm. Și spunea, Doamne, dă-i nacazuri, Doamne, dă-i încercări, Doamne, dă-i greutăți. Nu, frate Marco, vreau răbdare. Nu vine altfel. Știi? Cam așa stau lucrurile. Adică, eu cred în această instituție atât de mult, pentru că e locul în care eu mă apropii de Domnul Iisus. Pentru că Dumnezeu ne dă anumiți cioplitori. Unii mai aproape, unii mai îndepărtați. Și mirghelul lui Dumnezeu. Da, da. Asta este. Dar e frumos. Pentru că dacă te lași modelat, de fapt nu că te lași modelat de ea sau de el, și dacă realizezi că Dumnezeu a permis această uniune, înseamnă că Dumnezeu este aici în spatele asta și vrea să realizeze ceva cu mine. Și atunci la fiecare provocare, eu m-aș opri și aș spune, Doamne, ce vrei să mă înveți de aici? Ce dorești ca Tu să modifici la mine, să schimbi la mine, să transform la mine, când ea sau el face anumite lucruri din viață? Ok. Legat de asta, ne spunea cineva, ne scria pentru problema asta a interferenței socrilor. Linia roșie. Cum păstrăm distanța regulamentară? Socri. Deci da, cred că socrii trebuie să păstreze distanța regulamentară. Pentru că îmi pare să cred că sunt mai înțelepți decât proaspăți în sorânței. Și atunci și mama, tata, atât din partea lui sau din partea ei, își au rolul lor. Dar trebuie să intervină doar atunci când sunt chemați, atunci când sunt solicitați. Eu știu că o soră cu 25 de experiență de ani în viață, cu vreo 4-5 copii, știe mult mai multe decât o fată care doar s-a căsătorit, la un an jumate a venit un bebeluș și nu știe cu ce pare să-l țină, da? Dar ideea este, așa cum spune și în Scriptură, cele mai în vârstă să le învețe pe cele mai tinere cum să-și iubească soții. Asta a fost învățătura pe care o dat-o Sfânta Scriptură. Dacă ești solicitat ca socru, ca mamă, ca tată acolo, atunci să te duci. Dacă pur și simplu încerci, dacă fac o că tu nu știi, în permanență ești acolo și marea greșeală pe care o fac mulți să-i sune ca să îi spună ce să facă, aia nu-i dovadă de iubire. Nu-i dovadă de iubire și din păcate am văzut multe familii chiar în divorț din cauza socrilor. Atunci chiar și pentru noi ne-am rugat, Doamne, ajută-ne să știm să stăm departe. Să iubim, să fie acolo, ne rugăm pentru ei, oriunde ar fi ei, dar când ne sună,
să știe că suntem dispuși, disponibili pentru ei acolo. Și eu cred că asta iarăși e o înțelepciune pe care numai Dumnezeu ți-o dă. Și chiar când vezi niște lucruri care nu-ți plac la ei, tu să spui, Doamne, dă-mi putere să-mi țin gura închisă. Apropo, cineva zicea că Adam și cu Eva au fost cei mai fericiți oameni din lume pentru că nu au avut socri. Da. Nu știm cât de adevărat a fost asta. Da. No, înțeleg și rolul socrilor, pentru că la un moment dat încep să devină socri, încep să devină bunici. Și iarăși, bunicii au un rol deosebit de important și e super rolul ăla acolo așa. Nu doar ia copilul că plecă în concediu cu nevastă, nu numai asta. Rolul lor acolo este superb, dar iarăși să-l cunoască. Unde sunt ei în familia aceasta lărgită? Ce înseamnă, din perspectiva mea de bărbat, să fiu preot în casa mea? Și ce ar trebui să înțeleagă nevasta din asta? Ok. Bate șaua să priceapă așa, probabil, nu știu cum. Acum, a fi preot, ne gândim, care e slujba preotului? Ce face preotul? Și din punctul de vedere este că reprezintă familia înaintea lui Dumnezeu. Dar că eu să reprezint familia mea înaintea lui Dumnezeu, eu în primul rând să fie o mărturie pentru familia mea acasă. În primul și în primul rând. Și atunci, eu nu pot să fiu preot doar duminică la biserică, dar în timpul săptămânii, poate că sunt un om violent, abuziv, și încerc forțat, haideți să citim Biblia, veniți acoace că vă zic eu, sunt șeful, trebuie să ascultați, nu există așa ceva. Și atunci, preoțimea aceasta va fi respectată de soție atâta vreme cât cu adevărat tu ești ceea ce zici că ești, tu ești ceea ce reprezinți de fapt, reprezintă preoția, și atunci toate lucrurile o să meargă foarte bine în familie. Și familia și soția te va recunoaște. Dar când ai o viață duplicitară, în ce înseamnă duminica și în timpul săptămânii, cine te respectă? Pentru că nu ești vrednic de respectat. Și atunci, bineînțeles, când vrei să, imediat să citești Scriptura și când știi copiii sau familia, știi ce ai zis, cum te-ai comportat cu mama. Pentru că, de fapt, asta vor să vadă copiii, că mama lor este iubită de tată, unul dintre lucrurile cele mai importante. Felul în care ai răspuns, felul în care ai răstit-o, felul în care poate că ai și atins-o, hai cum să citim Scriptura, nu va însemna nimic, nici pentru ea, nici pentru copii. Din contră, asta din punct de vedere al copiilor este tradus ca abuz spiritual. Și atunci de aici sunt niște consecințe foarte grave pentru ei. Deci nu e o chestie care se impune, ci o chestie care se dobândește prin... Nici de cum. În momentul în care eu m-am căsătorit, eu am devenit preot. Deci ăsta este statutul pe care mi l-a dat Dumnezeu. În momentul în care eu m-am căsătorit, eu am devenit capul soției mele. În momentul în care eu m-am căsătorit, Hristos a devenit capul meu. Deci nu este ceva, am ales, după o lună de zile, nu, acum hai să aleg să fiu preot în casă. Nu există așa ceva. Este ceva ce Dumnezeu a așezat în momentul în care eu mi-am format cercul meu de autoritate. În care eu sunt autoritatea, nu tatăl meu sau mama mea sau părinții ceilalți, eu sunt. Și atunci că eu mă duc și reprezint pe Dumnezeu înaintea familiei mele. Legat de cineva nevoie de câteva sfaturi pentru viața de cuplu după apariția copiilor, pentru că menționa aici că după venirea copilului în familia lor, viața lor s-a schimbat foarte mult. Și aici e vorba din perspectiva unui bărbat care se simte neglijat total de soția lui. Mm-hmm. Parcă nu există, spune eu. Când vine un copil în familie, toată dinamica se schimbă a familiei. Absolut toată dinamica se schimbă. Da? Vor fi nopți nedormite, nu mai este același timp pe care l-ai avut cu soția, absolut deloc. Contează foarte mult ce a fost înainte, între cei doi, înainte de sosirea copilului. Unele mame, care mai ales dacă au și primul copil, atât de mult pun accentul pe atașamentul dintre ea și copil, încât uită
ele sunt și soții, nu doar mame. Și iarăși greșeala pe care mulți o fac, iau copiii cu ei în dormitor. Sau îi pun cu ei în dormitor și stau acolo și va să de mâncare, să nu se mai trezească, să mai duc până în cameră sau așa, după aceea să vină înapoi. Și e comoditate. Dar comoditatea asta costă, foarte mult costă. Și din câte am văzut, costă relația. Pentru că e momentul în care noi așa am gândit, eu și soția mea, ești mâncat, ești uscat, ne-a jucat cu tine tot ce trebuie și plângi. Aia e problema ta. Acolo, așa. Și nu era în partea asta la alta. Mai venea mama mea, dar o să plânge copilul. Și a zis, lasă să facă plămâni. Știi? Pentru că la un moment dat, el începe să-mi dicteze viața. Și este foarte periculos. Este foarte periculos. Pentru că atunci, chiar că s-a schimbat toată dinamica, și îl înțeleg pe acest bărbat care spune că nu mai există. O altă greșeală pentru mamă, aici îi spun, că el nu prea are mare lucru ce să facă. Da? El trebuie să continue să o iubească, să îi caute, să se apropie de ea, dar mama, de fapt, trebuie să facă anumite lucruri. Un alt mare pericol în acest atașament este secătuirea emoțională a copilului. Pentru că dacă soția nu mai merge înspre soț, de unde de fapt ea se hrănește emoțional și ea merge doar înspre copil și a făcut copilul un an, a făcut un an jumate, a făcut chiar 2 ani, 3 ani și încă e acolo și el iese și el pe undeva pe acolo și am auzit pe cineva că a spus, dacă e accident și moare bărbatul, a, e ok, dacă moare copilul, mă sinucid. Și am zis, wow, o afirmație foarte gravă. Pentru că mentalitatea ta de ceea ce înseamnă unitatea, tu ești una cu soțul, nu cu copilul. Dar dacă tu te hrănești de la copil, copilul te va disprețui la vârsta de 6-10 ani, te va disprețui, pentru că tu îi iei de la el în loc să-l hrănești emoțional. Și atunci, sunteți în pragul divorțului. De ce au inventat psihologia asta sau anumiți consilieri? După anumită vârstă, 45-50 de ani, empty nest, și, adică cuibul gol, și divorțează foarte multe familii după, la o vârstă de 50 de ani. Pentru că fiecare și-a luat un copil. Sau s-au concentrat și s-au găsit împlinirea în altceva. Și acum când nu mai au niciunul obiectul muncii, s-au întors unul spre celălalt și au zis, tu cine ești? Că nu te mai cunosc de vreo 15 ani, nu ne mai cunoaștem noi. Și atunci pur și simplu aleg să se despartă. De ei sunt divorțați de vreo 15 ani, cel puțin. Și toate duc de la primele luni de viață a primului copil. De acolo se dezvoltă un tipar în care ei încep ca să se dezvolte ca familie. Și atunci, dragilor, știu că unii poate că stau în camere mici sau apartamente, faceți tot posibilul, măcar puneți pătuțul dincolo de patul vostru, nu-l aduceți în patul conjugal, pentru că afectează foarte, foarte mult relația. Legat de asta, legat de copii, spunea cineva că este foarte greu să mențină ca părinte o echidistanță în raportarea cu are mai mulți copii, ideea de favoritism, unul care e mai, pur și simplu, cineva este mai pe inima lui. Aproape, da. Da, dar înțelege că e o problemă ca nu cumva să se raporteze în mod inegal la ei. Da. Este și asta problemă. Băiatul mamei, băiatul tate, gen, exact. În familia patriarhală, nu? Da, exact, exact. Și ăsta are un preț. Și ăsta are un preț. Favoritismul ăsta are un preț. Așa cum am văzut, prețul a fost... N-am mai văzut niciodată pe mama lui. Da. Și asta se poate schimba. Dacă începi să te gândești de ce îmi place băiatul ăsta mai mult decât fata pe care le-am născut eu pe amândoi. Eu i-am născut pe amândoi. De ce îmi place asta? Și acolo în interiorul mamei sau chiar a tatălui încep niște motive. Unu, poate seamănă cu bunicul meu care însemna extraordinar de bine.
Poate seamănă cu mama pe care am avut-o, care pentru mine a însemnat wow, da? Un mod de viață plăcut și felul în care ea iubea copiii. Și atunci nu fac altceva decât trecutul meu îl actualizez în fiecare zi în viața mea și ignor pe ceilalți. Și bineînțeles că îi rănesc. Ceilalți se simt respinși. În ochii mei, ca tată și ca mamă, toți copiii trebuie să aibă exact aceeași dragoste. Nu pot să-i aduc la unul o ciocolată și la ceilalți nu. Da? Eu am pățit chestiunea asta în familia mea. Eu am venit așa numai, o surpriză binecuvântată am fost și eu acolo. Eram cel mai mic, distanța între mine și frații erau la 17-15 ani deja. Și dintr-o dată, wow, a apărut Emanuel, că așa mi-a pus numele. Și mai erau frații mei încă acasă. Dar tata avea chestiunea asta. Venea cu o ciocolată și zicea, uite ce, numai pentru Horață sau pentru Emanuel, cum îi spunea el. Și vedeau ceilalți frații ai mei, și acum dintre ei au vreo 60 de ani. Și și acum își mai aduc aminte, las că nu mai ți-a adus ciocolată, Margareta. Ceva a fost acolo în inima lor. Și eu ce să fac? Pare rău, dragilor. Asta este, ce să fac, așa știi. Încercați să nu faceți voi cu ai voștri, eu m-am încercat categoric să nu fac cu ai mei, da? Dar este așa o disciplină din punctul acesta de vedere. Avem aici un părinte care a ajuns poate cumva la capătul răbdărilor. Când crezi că ai epuizat toate argumentele pentru a-i face pe copii să te asculte, nu iau. Poate fi o soluție? Depinde de vârstă. Nu a nuiele, a copiilor. Pentru că la 12 ani, nuiaua nu mai reprezintă absolut nimic. Deci nu mai reprezintă absolut nimic. Orice lucru de sub soare și are vremea lui. Exact, exact, exact. Și când îi trece vremea, la nu mai e lucru, știi? Când îi trece vremea la lucrul ăla. Eu cred în nuia, da? Și iarăși discutăm ce înseamnă nuiaua. Românii transformă nuiaua în bâtă, în coadă de mătură, furtun și așa mai departe, da? Da, aia nu este disciplină. Aia e abuz fizic în toată regula. Da? Când vorbește Scriptura, nu îndepărta nuiaua de copil ca să-i scoți sufletul din ghenă. Adică Scriptura pune accent foarte mare pe disciplină. Dar la noi, din păcate, disciplina este violența. Atât. Toată lumea asta o înțelege. Să-i dai două pălnte, să rămână urme două săptămâni, să înroșești fundulețul cu ceai, mi-am plăcut. Aia nu înseamnă disciplină, absolut deloc, da? De ce este nuiaua? Și este foarte greșit când părinții își bat copiii cu mâna. Pentru că mâna sau mâinile acestea doar trebuie să iubească. Nici de cum nu trebuie să fie instrumentul coercitiv pentru disciplinarea copilului. Și atunci eu când am luat jordița respectivă și când i-am spus, ok, o meriți pentru că ai făcut asta și asta, și copiii noștri știu că tata și mama ne dau cu joarta zâmbind, știi? Pentru că dacă vrei să disciplinezi nervos și plin de mânie, nu o să ajungă niciunde. Și atunci, înainte să o primească de două, trei ori ca să înțeleagă că o greșit, eu trebuie să-i spun de ce primește și eu trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Dar când am luat jordița aia și am pus-o jos, da, care nu l-am învinețit pe el, atunci eu pot să discut cu ea și pot să-l iubesc, eu te iubesc, dar aia te-o rănit. Dar să știi că aia, de fapt de acolo, te ajută pe tine ca să te uiți către Hristos mai mult. Și așa cum eu sunt pedepsit de Domnul atunci când, câteodată, când păcătuiesc, da? Că dacă aș fi să fiu pedepsit de fiecare dată când greșesc, va fi vai și amar de noi, la fel a luat și noi principiul acesta în familie, copiii noștri nu au luat atunci când au făcut cea mai mică greșeală, când o spar ceva sau când au avut ceva, gata, imediat i-ai dat. Nu, nici de cum. O luat în momentul în care fie că mințeau, fie că furau, fie că încercau să înșele, să facă anumite lucruri, adică tot ce înseamnă parte de moralitate. Și nici atunci nu primeau cât meritau. Și de aceea spun, cât erau mici, și au fost
primii doi, da, băiat, că avem băiat, fată, băiat, băiat, dar primii doi, foarte puțin au fost și la ei cât i-am luat disciplină, totul a fost discuții. Totul a fost la noi discuții și discutam cu ei absolut fiecare lucru pe care l-a făcut și vreau să vedem de ce l-a făcut. Da? La următorii doi nu a fost nevoie absolut deloc, pentru că a început să-i copieze pe frați. Și de foarte multe ori auzeam la ei acolo în dormitorul lor, când spunea, mă, n-ai făcut bine că i-ai zis, ai lui tata, ai greșit. Când ne-ai dus acolo așa, vezi că ai făcut chestia asta, nu-i bine să faci chestia. Și pentru mine partea asta a fost foarte plăcută, pentru că s-a folosit când a trebuit. La 12-14 ani, când deja ai pierdut controlul, eu le mai spuneam așa copiilor noștri că ajung ei la 18 ani și ce se aude și astăzi, ajung la 18 ani să vezi atunci. Și le spuneam, e doar o cifră 18 ani, nu reprezintă nimic. E doar o cifră, nu reprezintă nimic. Când am văzut în alte familii, când scria pe ușă, interzis, n-ai ce căuta aici, în camera mea, ieși afară din cameră, chestii de genul ăsta, atunci s-a pierdut ceva cu mult timp în urmă. Și acum, dacă au o anumită vârstă, v-am spus, 12-14 ani, este doar discuția și pocăința. Ataca părinte, pentru că ceva nu ai făcut. Eu când am trecut cu soția prin consiliere, m-am dus la copiii noștri, pe atunci aveam pe primii doi, și mi-am cerut iertare pentru felul în care i-am disciplinat greșit, pentru vorbele pe care eu le-am aruncat. Și acum băiatul are 25 de ani și își aduce aminte momentul ăla, și a zis, ăsta sunt, am fost slab, n-am putut, dar de acum încerc să recuperez. Cum și când considerați că ar trebui să vorbesc copiilor mei despre sexualitate? Vârsta a scăzut tot mai vertiginos. Dacă înainte, acum câțiva ani, pe la 14 ani, începeai să vorbești despre subiectul acesta, deja la 8 ani știu foarte multe. Era vorba aia în care era o tată cu băiatul lui de 8 ani și a zis, dragul meu, e cazul ca să povestesc împreună cu tine despre sexualitate. Și el zice, da, tată, ce vrei să știi? Da. Și atunci, nu cred că este doar o vârstă anume, da, în care zumbă, la 8 ani, 10 ani, du-te și vorbește. În funcție de la ce a fost expus copilul. Acum copiii noștri sunt expuși în școala publică foarte mult la tot ce înseamnă sexualitate. Învățături ciudate, greșite și păcătoase și nebiblice. Și atunci el când vine acasă, el trebuie să găsească un context în care să fie liber și dispus să vorbească liber despre tot ce s-a întâmplat la școală. Absolut despre tot ce s-a întâmplat la școală. M-am învățat asta, mi-au zis asta, m-au zis pe locul, zis asta, am văzut asta, am fost în toaleta fetelor și am auzit asta, am văzut asta la băieți și așa mai multe. Se întâmplă multe în școli. Atunci, în momentul în care tu ai auzit asta, atitudinea n-a dus să fie, vai, niciodată să nu fac, să nu cumva să te prind, că deja l-ai blocat pe copil. Și e momentul în care să începi să inițiezi discuția aceasta. Bun, ce ai văzut? Ce crezi? De ce ai văzut chestiunea asta? De ce crezi că te afectează? Și chestiuni de genul acesta. Și eu să încep să-l direcționez în parte, să spun, ceva ce a făcut Dumnezeu, tot ce înseamnă parte de sexualitate, a fost ceva frumos, ceva bun, dar făcut doar în cadrul deschis de Dumnezeu. Și anume, tot se întâmplă după căsătorie. Copilul meu este dependent de telefon și jocuri. Welcome to the club. Ce să fac, cum să-l ajut, cum să îndepărtez această dependență. Trăim în aceeași societate și noi. Și avem copii și aici băiețelul de 10 ani care îi îndemnăm să iasă afară. Și se meargă afară cu bicicleta, să duc acolo și vine înapoi, nu-i nimeni. Bă, dar unde sunt? Că sunt vreo 20 de copii pe acolo. Unde sunt copiii ăștia? Nu trece mult, trimite mesaj.
Hai, Andrei, să ne jucăm online. Și afară e soare, e frumos. Și aici e o greșeală a părinților categoric. 100% este o greșeală a părinților aici. În care vor să îi țină pe copii aproape și din păcate mulți doar vor să-i controleze și îi țin în casă. În loc, a început timpul frumos, au terminat lecțiile, afară, ieșiți afară. Nu stați în casă că fel și fel de alte motive. Și atunci vine el și a zis, tata, nu mă las să mă joc, are un prieten foarte bun, Tudor. Să mă joc cu Tudor. Am zis, n-ai venit de la el din fața casei, a fost acum 10 minute. E în casă, se joacă pe calculator. Ăla se joacă pe calculator, ăla, tot se joacă pe telefon, tot se joacă pe calculator. Și acum vine decizia mea și soției mele, ce facem? Că mergem în ritmul ăsta, începe lumea să ne determine dinamica din familia noastră. Și atunci, așa sunt toți, du-te, dragul meu, câte ore? A, numai 6 ore, nicio problemă, du-te 6 ore, că nu o să fii dependent. Bun, și bun, o oră e ok. 2 ore, deja e foarte mult. Dar copiii nu au noțiunea timpului. Ei stau de orice, a, până mă, am început. Cum să-l fac să iasă de acolo? Degeaba îl trimit, du-te afară, nu merge. Și atunci trebuie să ieși afară cu el. Atunci trebuie să facă ceva împreună cu soția. Trebuie să căutăm noi să facem ceva. Pentru că este foarte ușor, du-te joacă-te pe calculator, pe telefon, că atunci eu am liber cu soția, stăm liniștiți, nu deranjează nimeni. Dar toată această atitudine pe termen lung ne va costa foarte scump pe copiii noștri și societatea care va veni, generația care va veni. Oh, Doamne, atât de multe lucruri grele am văzut ce se întâmplă în viața copiilor, deja. Și mi-e milă de ei, pentru că noi adulții i-am trimis acolo. Noi adulții am trimis acolo. Și faptul că ne ascundem după această expresie, toți se duc, toți se joacă, toți au, și zicem, a, eu ok, nu mai sunt eu vinovat, pentru că în direcția asta merg lucrurile. Atunci, la fel este și cu viața spirituală. Lumea aceasta nu o să meargă spre Hristos niciodată. Și atunci, dacă valul merge în direcția pierzării, eu de ce trebuie să mă lupt împotriva fluxului ca să rămân statornic lângă Hristos? Aceeași trebuie să o fac și cu copilul meu. Să-l înțeleg că, dragul meu bun, înțeleg, ăsta e societatea, te poți juca și tu, dar îți face foarte rău. Noi avem în familia noastră moment, seara de obicei, la anumită oră, toată lumea și-a pus telefoanele, calculator, laptop, totul e într-un loc acolo și nu mai există nimic. Nimeni nu s-a conectat până a doua zi. Și anume, încercăm să fim doar noi împreună, să petrecem mai mult timp noi împreună, nu fiecare în camera lui, de superb stăm împreună, că stăm acasă. Este greu, este o luptă. Este o luptă, este o competiție a noastră părinților cu tot ce înseamnă tehnologia, tot ce înseamnă internetul acesta, este o luptă. Trebuie să fim foarte, foarte vigilenți. Pare care am primit-o pe telefon. Știm că astăzi este sesiunea de întrebări și răspunsuri. Cineva din mediul creștin care de ceva timp se confruntă cu gânduri de sinucidere. Asta e ultima întrebare, dar spune că inexplicabil nu înțelege de unde, cum, ce să facă. Am avut, din păcate, multe persoane de genul acesta. Mai ales în pandemie, a fost extraordinar de dureroasă situația. Și cum ai spus, oameni din mediu evanghelic care aveau sentimentul acesta de suicid. Atunci, pandemia a scos și niște lucruri foarte bune și interesante la suprafață, pentru că stând acolo așa în casă, am început cu adevărat să ne vedem unul pe celălalt.
Cine suntem noi cu adevărat? Soțul, soția? Ce relație de fapt avem? Pentru că pleci din asta la servici, vii după masa, 5-6 chiar uneori, și atunci timpul pe care îl petreci împreună este așa, foarte mult administrativ, ai făcut și la culcare, că de mâine o luăm din nou. Și intră rutina asta și nu ne luăm timpul ăla efectiv să stăm așa, cum stăm aici pe scaun, să discutăm, să ne vedem unul pe celălalt. Să povestim despre noi, ce am simțit, prin ce am trecut zilele acestea. Și bineînțeles că diavolul ne atacă, ne lovește, vedem anumite lucruri, ne întâlnim la servici cu anumite persoane care la un moment dat acele persoane atacă niște lucruri din viața noastră pe care nu sunt rezolvate. Și majoritatea persoanelor care au aceste gânduri de suicid, pastilele nu-i ajută absolut deloc. Au niște probleme spirituale. Problemele acele spirituale, e bun să rogi, mă rog, dar cum te rogi? Pentru că în momentul când vin anumite gânduri negative, trebuie să înțeleagă fiecare persoană că alea sunt minciuni de la cel rău. Deci sunt minciuni care de la cel rău. Nu este nimic adevărat. Chiar dacă acea afirmație sau gândul respectiv e atât de real, e atât de autentic, este o minciună a celui rău. Minciunea acelui rău vine pe un fond emoțional în care persoana respectivă nu și-a rezolvat o durere din viața lui, care o duce de foarte, foarte mult timp. Și atunci, pe măsură ce povesteam cu oamenii, am vorbit atât de mult, am vorbit la telefon și atât de mult a fost online în perioada pandemiei, ore întregi, de mulțumesc lui Dumnezeu că niciunul n-a dus la îndeplinire gândul ăsta de suicid. Pentru că în discuțiile pe care le-am avut, au ieșit la suprafață niște probleme foarte, foarte grave pe care acele persoane undeva le-au împins foarte jos în viața lor și n-au mai vrut să aibă de-a face cu ele. Și pandemia sau un anumit context, da, chiar și relația de familie, chiar și acum când totul este bine, dacă soția sau soțul încă mă atacă acolo, îmi trezește niște resentimente, niște emoții, niște gânduri care mă determină, mai bine îmi iau viața și gata și scap. Da. Și atunci, persoana aceasta care a scris, eu o sfătuiesc să vadă că are o problemă emoțională. Să se ducă la Iisus și efectiv să-L întrebe. Adică, e o persoană, dragii mei, Domnul Iisus, Duhul Sfânt, e o persoană, stați de vorbă cu El. Adică, acolo în intimitatea voastră, că ești cu soțul, că e cu soția, dacă sunteți voi singuri, începe să aveți o stare de vorbă cu el. Așa cum stau de vorbă cu fratele Dorel, stați de vorbă cu Iisus, că e acolo. Deci nu e aici, adică plecăm și lăsăm aici. E acolo cu mine. Și de multe ori s-a întâmplat în cabinet în care puneam niște întrebări și am zis, hai să întrebăm pe el, că e aici lângă noi. E aici în prezența noastră. Și atunci, cu cât conștientizez mai mult că Iisus nu este undeva așa transcendent, departe, nu prea interesează problemele noastre, e aici lângă noi și astăzi și vrea să ne asculte inima. Și vrea să audă de la mine cum este inima astăzi. Doamne, am gândul așa de suicid, de unde vin? Doamne, nu mă simt împlinit în familia asta. Nu mă simt împlinit în relația asta. Ceva s-a întâmplat cu viața mea, s-a întâmplat ceva cu soția, s-a întâmplat ceva cu soțul. Doamne, ce uși am deschis? Unde am fost și nu trebuia să fiu? Ce se întâmplă cu mine? Și eu cred că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți va comunica foarte mult. Adică experiența mea asta a fost. Niciodată nu zic nimic. Nu am întâlnit așa ceva. Și au fost momentele de liniște și rugăciune în care da, mi-a spus Duhul Sfânt că trebuie să mă duc acolo să verific. Acolo am fost, dar nu pot să-i mărturisesc soția, nu pot să-i spun soțului, nu pot să-i spun pastorului, nu. Suntem o familie, toți trecem prin felurite încercări. Purtați-vă sarcinile unii altora. De aceea suntem parte din familia lui Hristos. Avem nevoie unii de alții. Astăzi vă slujesc eu vouă. Mâine poate că am eu nevoie de voi. Și asta e frumusețea în familia lui Hristos.
Frate Horațiu, mulțumim din toată inima pentru disponibilitatea ta și pentru sacrificiul și timpul pe care l-ai pus deoparte pentru comunitatea noastră.